Odihnă la iarbă verde, în pădure, lângă lac, dar în condiții ca într-un hotel de 4 stele. Un tânăr întreprinzător din satul Bardar, raionul Ialoveni, a amenajat un camping luxos într-o zonă liniștită, unde oaspeții sunt aduși cu trăsura. El și-a dezvoltat afacerea numită Glamping, grație finanțării nerambursabile în cadrul programului Start pentru tineri lansat de ODIHM. Fiecare cort din glamping este destinat pentru două persoane care vor beneficia de condiții pentru un trai de lux. Avem un pat dublu pentru două persoane. Este destul de confortabil, adică fix ca în hotelul de 4-5 stele. Deci fiecare din cort este dotat cu tacâmuri. Deci, de asemenea, noi oferim și un cadou pentru cei care vin la noi, o sticlă de șampanie sau de vin. De asemenea, este și o instalație pentru ca garderobă, nu uităm, și nu uităm de confortul igienic, deci plapume, fergare, avem și de unica folosință ciupici, avem și conexiuni la energie electrică, deci este 24 din 24, este de la panourile solare. Dumitru Baljicov spune că ideea de a deschide un glamping i-a venit acum 5 ani, așa că a realizat imediat ce a obținut în 2018 180.000 de lei în cadrul programului Start pentru tineri lansat de ODIHM. A procurat panouri solare și alte lucruri necesare campingului, iar corturile speciale au fost aduse din Belgia. Cazarea se face de obicei seara. Turiștii ajung aici doar cu trăsura, deci tot noi oferim acest serviciu, de asemenea este inclus în preț. Cu trăsura ajung în 20-25 de minute, deci au plăcerea de a savura și căluțul, să vadă ceva nou prin prejur, natura. Este o liniște, când merge căluțul se aude doar el, pașii lui și nimic, doar atât. Deci ne axăm pe un turism ecologic. Pentru turiști sunt organizate mai multe activități, precum tragerile cu arcul, pescuitul și tiroliana. De asemenea, pe teritoriul campingului este amplasată o baie, o bucătărie cu terasă și amenajat un loc pentru grătar. Cazarea timp de 24 de ore costă 100 de euro pentru două persoane. Au și un mic dejun inclus, deci noi o facem și o aducem dimineața, chiar la, în fața cortului. Locul este deosebit de prețios pentru tinerii dornici de a face poze. Este o locație foarte frumoasă pentru a face fotografii și astăzi împreună cu echipa de filmare am decis să facem o zi întreagă de filmare pentru că am găsit foarte multe locații frumoase, spre exemplu locul unde se face focul, sunt hamacuri, este tir cu arcul, este foarte diferit față de campingul obișnuit. Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii a lansat un nou apel de granturi în cadrul programului Start pentru tineri. La concurs pot participa cei care au urmat cursul de instruire și dețin o companie înregistrată pe piață mai puțin de 2 ani. Acest program conține două tipuri de finanțare. În primul rând voucherul în sumă de 10.000 care orice tânăr poate să-l acceseze pentru a testa afacerea, pentru a studia piața sau nișa de pe piață, pentru a-și dezvolta competențele antreprenoriale într-un domeniu specific care și-a ales tânărul. Și partea a doua este grantul în sumă de 180.000 de lei care tânărul poate să-l acceseze. De regulă, toți beneficiarii noștri iau maximul. Contribuția beneficiarului este de 20%. Dosarele pot fi depuse până în 19 august. Până acum, peste 240 de tineri au beneficiat de finanțare nerambursabilă în cadrul programului Start pentru tineri. Dintre proiectele aprobate, 182 sunt localizate în mediul rural. Volumul finanțării a depășit 38 de milioane de lei, ceea ce a atras investiții în economie de peste 66 de milioane de lei.